Bună ziua, oameni buni! Astăzi vă prezint iconița magnet cu foița aurie cu Sfântul Ierarh Nicolae, făcătorul de minuni. Această iconiță are pe suportul din lemn un strat de foița aurie. Iconița poate fi așezată pe frigider sau pe metal. Are dimensiunea de 6 cm pe 8, iar pe spate are lipit o folie magnetică. Sfântul Nicolae, sărbătorit pe 6 decembrie, supranumit și făcătorul de minuni, este unul dintre cei mai populari sfinți ai creștinătății. Încă din copilărie a dovedit credință puternică, excepțională. În timpul tinereții s-a remarcat prin purtare aleasă, post, discernământ și o viață duhovnicească intensă și putere în rugăciune. Sfântul Nicolae a făcut multe minuni încă din timpul vieții sale. În timpul călătoriei spre Țara Sfântă, o furtună puternică care s-a pornit pe mare i-a speriat pe cei din corabie, dar Sfântul Nicolae s-a rugat lui Dumnezeu și furtuna s-a oprit. Tot atunci, Sfântul Nicolae a înviat un tânăr corabier care căzuse de pe bord și se necase. În Alexandria, Sfântul Nicolae a vindecat mulți bolnavi și demonizați. Tot el a salvat cetatea Mira din Lichia de foamete, arătându-i se în vis unui negustor italian pe care l-a îndemnat să vină să-și vândă grâul acolo. Sfântul Nicolae a fost un creștin prigonit și închis pentru credință. Ideea de dărnicie vine din povestea a trei fete sărmane care nu se puteau mărita pentru că nu aveau zestre. Nicolae le-a dat trei pungi cu galbeni ca să nu cadă în păcatul desfrâului. Cele trei surori s-au putut astfel căsători. Numele lui este sinonim cu dărnicia și compasiunea, dar și cu darurile aduse copiilor. Crescut în spiritul poveții creștine, să împarți averea săracilor, Sfântul Nicolae și-a dat întreaga moștenire pentru a-i ajuta pe nevoiași. Printre alte fapte minunate, săvârșite de Sfântul Nicolae, au fost și salvarea de la moarte a trei bărbați condamnați fără vină de un slujbaș imperial, aducerea unor ajutoare neașteptate unor familii aflate pe punctul de a săvârși nelegiuiri pentru a-și câștiga pâinea și multe altele. Obiceiul de a face darul de ziua sa se datorează bunătății cu care era înzestrat Sfântul Nicolae și obiceiului său de a ajuta pe cei nevoiași. Datorită minunilor pe care le-a făcut, Sfântul Nicolae este considerat ocrotitorul copiilor, în special al celor săraci, dar și al marinarilor, al brutarilor, al fetelor nemăritate și al celor acuzați pe nedrept. Dacă doriți un magnet cu icoana Sfântului Nicolae, aveți mai jos un link în descrierea videoclipului de unde puteți comanda. Vă mulțumesc și vă doresc o zi binecuvântată!